Salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou vlog astăzi. Am zis că voi mai posta doar mâine, dar la ce bombă am să vă dau și la ce video am văzut că a apărut pe internet dintr-o sursă super mișto de la niște doamne vipere care ele află multe, multe lucruri despre Rebecca noastră, așa că am revenit să ne dăm cu părerea aici un pic și despre lucrul acesta. Așa că bine m-ați găsit, dacă tot am revenit, apăsați pe butonașul de subscribe și hai să trecem la discuția noastră. Ce ne mai plac la fetele noastre arabii, care să le întrețină să fie plin de bani? Este vorba despre Rebecca noastră, care de la 15 ani se pare că a avut o relație cu un român și după cu un arab, pentru care s-a mutat în Arabia, acolo, la el. Este vorba despre un videoclip, un casting făcut de aceasta, pentru că în momentul în care a vorbit la telefon cu acel bărbat și Roberta a auzit, era vorba că eu știu de ce am venit în emisiunea asta și știu ce-mi doresc, și aici vedem că Rebecca noastră a vrut să meargă la Insula Iubirii ca și ispită în sezonul 8. Mulțumim acelor vipere drăguțe pentru informațiile bombă pentru care ni le oferă. Vă las și eu video-ul ăsta aici și hai să discutăm după ce-l vedeți și voi, bineînțeles. De la 15 ani până pe la 19. Ne mai despărțeam, dar în principiu 4 ani. Era român, italian? Primul era român și al doilea arab. Mama lui este româncă și tatălui arab. Și ai plecat de acasă pentru el? Da, pentru că el cu religia lui îmi punea foarte multe chestii și mama mea nu era de acord și am plecat pentru el. Și ce ai acceptat? Să mă îmbrac, nu aveam voal, dar trebuia să fiu mereu acoperită, să nu se vadă umerii prea mult, brațele, adică nu era vorba neapărat de fund și sân. Și într-o zi am ieșit, fără să-i zic, cu niște prietene și îmi lasem niște colanți mai mulați și m-am ieșit fix unde era el, că voiam să mă vadă și ne-am certat îngrozitor. Dar pe mine m-a ajutat, că am văzut reacția, adică voiam să văd dacă eu la început am crezut că zicea și el așa ca să fie și după pe parcurs o să-și schimbe ideea că ar fi prins drag de mine, dar nu, a fost și mai rău, de fapt. Deci tu ești genul de tipă care face fix pe invers. Da. Și îți place să te joci cu asta. Dar sunt și drăgăstoasă și romantică, dar nu mereu. Îți place să vezi că băieții suferă din cauza ta? Când mă fac și ei să sufăr, da. Adică dacă mă rănești, eu te fac să suferi de 10 ori mai rău. Ești răzbunătoare. Da. Ai făcut, de s-a întâmplat să trebuiască să... Da, noi fix după ce ne-am despărțit, el a plecat la mare cu o fată și atunci eu m-am sortat cu prietenul lui cel mai bun. Na, acum vedem și noi cine este această Rebecca, care de multe ori în Casa Iubirii vrea să pară atât de corectă, atât de dreaptă, atât de ea mai presus, atât de ea importantă și toate lucrurile acestea. Vedem că aceasta a plecat fără voia mamei ei, când avea o vârstă foarte fragedă de 15-16 ani, nici măcar nu era majoră, a plecat de minoră. Deci se vede de mică cât de mult a ascultat aceasta de părinții ei. Mai departe, ea spune că este genul de fată care, dacă îi se spune să facă ceva sau îi se impune anumite lucruri, ea face fix invers. Deci, într-o relație, o să ai foarte mari șanse cu ea să îi spui să nu iasă la club, spre exemplu, sau să nu facă ceva prostie, să nu umble cu băieți sau ceva. Ea, fix de-al dracu, o să-ți facă fix invers, pentru că ea este Rebecca. Ce mai spune aceasta acolo? Că dacă ea este rănită odată, se răzbună de 10 ori mai grav. Foarte bine de știut lucrurile acestea. Mult succes prințișorului Anthony, că va avea nevoie cu ea 100%. Aceasta mai spune că, deci cum să ai gândirea asta atât de bolnavă și atât de diabolică, mai a spus acolo că ca să se răzbune pe fostul ei iubit, s-a sărutat cu cel mai bun prieten al lui de față cu el. Mi se pare incredibil, un caracter foarte, foarte josnic și doar cineva cu doar 2-3 neuroni, după cum spune ea, nu vreau să jignesc, însă asta ne dovedește prin ceea ce a spus, poate să facă astfel de lucruri. Păi să mai ai astfel de trecut și astfel de gânduri și astfel de nebunii și să mai vii să te dai mare sau să te dai nu știu cine, mi s-ar părea pur și simplu rușinos, foarte, foarte, foarte rușinos. Uite, de aceea nu am eu încredere în acest cuplu și îl văd un cuplu fake din cap până în picioare și Anthony știe exact cum stă treaba 100%, doar că se complace în situație ca să stea și el în emisiune, să mai crească în follower, să facă vizualizări, că și așa nu-l întrece nimeni, după cum spune el.
S-a văzut clar ceea ce a discutat Rebecca la telefon cu respectivul când i-a prins Roberta, că ea știe ce vrea de la emisiunea asta. Ea vrea faimă, vrea să fie cunoscută, vrea să fie și ea importantă, să-i crească rețelele de socializare. Păi nu de alta, prima dată a încercat la Insula Iubirii. Avem acolo castingul de la Insula Iubirii, sezonul 8. Rebecca noastră, la cât are ea, 19-20 de ani, a vrut să fie ispită. Vă dați seama, mamă, ce ispită mai era. O trimitea oia acasă dacă își deschidea gura sau prindea un bombardier din ăsta care mergea și el acolo și poate cine știe, îi ispitea părul din cap, că la ce gură are sunt persoane care nu s-ar abține. Și chiar nu încurajez lucrul acesta absolut deloc, dar într-adevăr, Rebecca este varianta feminină a lui Anthony. Cum ar veni, se dă leu când el de fapt este pisică. Se dă leoaică când ea de fapt este pisică și în loc să ragă sau să rage, că leoaica rage așa, miaună de fapt. Aceasta este așadar, dragilor, Rebecca, ați văzut și voi clipul ăsta, am spus și eu destule aici, nu-mi plac oamenii care încearcă să pretindă a fi altcineva când ei de fapt au un trecut pătat. Și vă las pe voi mai departe să vă dați cu părerea voastră despre acest subiect și despre ceea ce tocmai am văzut aici. Eu vă pup din suflet, vă doresc o zi bună în continuare, să treacă mașina ca să pot să-mi anunț, să apăsați pe butonul de like dacă ați ajuns până aici, pe subscribe și să-mi spuneți dacă am făcut bine că v-am spus această știre și că mi-am dat părerea că oricum ați văzut-o pe internet. Așa că, dragilor, vă las, vă pup din suflet, lăsați părerea voastră acolo în comentarii, mă duc și eu, intru înapoi înăuntru, că în momentul în care am ieșit afară a ieșit și soarele pe cer și uite că acum mă arde. Intru înapoi că poate vine iară răcoarea. Vă pup din suflet și vă doresc o zi minunată în continuare. Pupici!